De la 1 ianuarie 2017 vom găsi în cutiile poștale facturile de energie electrică și gaz metan trimise de firma Delgaz Grid, denumire sub care va funcționa distribuitorul de utilități. Departamentul de comunicare al companiei explică rațiunile care au stat la baza deciziei de schimbare a numelui companiei, care țin de procesul de rebranding al operatorului. E o distribuție România, funcționează pe piață de la 1 ianuarie 2017 sub o nouă denumire. Delgaz Grid. După parcurgerea unui amplu proces de rebranding, ce a presupus crearea și promovarea unei noi identități vizuale. Schimbarea denumirii a avut în vedere respectarea cerințelor legislației interne și a celei comunitare, care impune companiilor integrate din sectorul energiei să aplice o separare clară, inclusiv la nivel de identitate vizuală, între operațiunile de furnizare și cele de distribuție, astfel încât să fie evitată orice confuzie între aceste activități din perspectiva consumatorului. Compania de distribuție operează o rețea de gaze naturale în lungime de peste 21.600 de kilometri, dar și o rețea de electricitate de peste 81.000 de kilometri, rețele care deservesc 3,1 milioane consumatori din 21 de județe situate în partea de nord a României.